cam așa respecte regulile oamenii legii. Poliția rutieră. Fix în fața guvernului. Vă imaginați ce se întâmplă mai departe? Și polițaiul și polițista care au ieșit din mașina asta, ambii sunt fără măști. O fi vaccinați și cu rapel. Dar ce exemplu dau ei cetățenilor? Are o scuză că ține țuruiacul. Ok. Da, mașina amândoi trebuia să fiți cu mască. Eu v-am văzut fără mască. Unul dintre ei e infectat. O infectează și pe ceilalte sau invers. Și uite așa poliția rutieră devine un focar de COVID și nu un stăvilar. Polițista-i fără mască, polițistul-i fără mască. Și noi, cetățenii, cum să fim convinșoare să respectăm regulile, dacă nici măcar oamenii legii nu le respectă? Corona-scepticii și covidioții zic, ei știu ceva, că coronavirusul e inventat, că chestii, că uite, nici polițiștii nu poartă. Și uite așa ajungem la ce avem.